Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Viața privită prin ochii sufletului. Ceea ce înseamnă că privim viața prin inimă, cu ajutorul intuiției, o privim cu ajutorul iubirii, nu? Prin iubire. Trebuie să dezvoltăm acest centru al iubirii și compasiunii pentru ca să avem o relație armonioasă și o relație de iubire cu noi înșine, cu ceilalți oameni, cu divinitatea. Și însă ceilalți oameni privesc, adică majoritatea oamenilor privesc viața prin minte, cu ajutorul logicii, cu ajutorul gândirii raționale. Și ei spun că realitatea, deci viața care o numesc realitate, este ceea ce se vede cu ajutorul simțurilor, prin văz, prin auz și prin celelalte simțuri. Chiar este și o definiție care am găsit-o pe Wikipedia, care spune că realitatea înseamnă informația primită de minte prin intermediul simțurilor. Ceea ce este foarte puțin, cum poate să fie realitatea numai atâta. Chiar și animalele văd mai mult cu ajutorul simțurilor decât oamenii și nu este oare și nu sunt și alte planuri în acest univers decât acest plan fizic sau poate dincolo de minte, poate mai este încă ceva, ceea ce nu cunoaștem. La această întrebare o să căutăm să răspundem astăzi împreună cu invitatul emisiunii, domnul Ionică Spiridon, bine ai venit. Bună seara, bine v-am găsit. Dânsul a mai fost la emisiune acum 2 ani, a mai fost avut câteva emisiuni pe aici. Pe atunci era profesor de Ayurveda, acum nu mai este, acum a descoperit ceva, câteva lucruri mai mult decât știa atunci, s-a apropiat mai mult de adevăr, nu? Și o să discutăm despre ce este realitatea, adică cum o vede dânsul. Da. Și poate să fie această realitate care, în general, așteptăm să ne-o confirme mintea. Este ea reală pentru că realitatea mea este diferită de a dumneavoastră, este diferită de a spectatorilor și a telespectatorilor, mai exact. Așadar, există în noi o realitate care nu se schimbă niciodată, care totul, absolut totul se schimbă în noi, din mici, da? Capacitatea noastră de a acumula, de a gândi, se transformă, acumulăm din ce în ce mai mult. Capacitatea în corpul nostru fizic crește, da? Se maturizează, la un moment dat îmbătrânește și intervine colapsul sau moartea. Dar există ceva în noi, există o realitate în noi care este eternă schimbătoare. Acesta este subiectul despre care aș dori, în măsura în care sunteți de acord, să îl dezvoltăm în această seară. Cred că este un sentimentul tuturor, este ceva foarte interesant, nu? Să primim realitatea în acest mod. În momentul în care privim realitatea prin ochii conștiinței și nu a minții, ea nu se schimbă. Totul, absolut totul se schimbă în noi. Absolut totul se schimbă în noi. Vorbeam despre minte, dar oare ceea ce acumulăm ca și trăire, da? Pentru că un gând care se repetă, se repetă, se repetă, se repetă. Să luăm, de exemplu, unul din cele mai simple sentimente pe care îl trăiește ființa umană. Unul din cele mai simple sentimente este iubirea. El poate să intervină ca un efect de cumul sau poate să intervină ca un factor de gândire. Ne place cineva și tot ne gândim la acea persoană. Deja mintea poate să creeze o întreagă realitate. Ne vedem cu acea persoană undeva. Mai mult, este știut faptul, studiile care s-au făcut în ultima vreme demonstrează că în 30 de zile, dacă te gândești, de exemplu, foarte intens la o anumită realitate, ea prinde viață. Deci în 30 de zile se scrie un nou traseu neuronal. Există acea plasticitate neuronală. Și există această capacitate a minții, dacă vreți, de a își rescrie traseele. Este un lucru extraordinar. Dar este asta adevărul acela care nu se schimbă niciodată? Este acea realitate care nu se schimbă? Nu este această realitate adevărată, dar este plăcut să te joci cu mintea și să creez, dacă învățăm cum să creăm această realitate și majoritatea oamenilor nu creează bine, o creează prost,
Deci o creează în așa fel încât le produce suferințe. Da. Și atunci, învățând să creăm această realitate cu ajutorul minții, cu ajutorul credințelor care le avem noi, să creăm o realitate frumoasă, atunci este bine. Dar este mai mult decât atât. Bun. Haideți atunci să vedem altfel lucrurile, să îndăm din alte direcții. Această realitate pe care o creează mintea, rămâne ea aceeași? Pentru că, de ce întreb acest lucru? Este simplu. Mintea mea, să spunem că acum vrea să creeze o anumită realitate, da? Mentalizez timp de 30 de zile, acea realitate începe să prindă viață, dar constat că după 6 luni de zile, un an, de fapt, lipsește foarte mult din acea realitate. Ceea ce este veșnic, schimbător, care este mintea, nu poate să creezi ceva stabil, ceva care să nu se schimbi. Mintea întotdeauna ar mai vrea să ia ceva, ar mai vrea să adaugi ceva. Așadar, oare nu cumva există ceva mai profund în noi? Acel ceva care, deși nu vine și nu pleacă niciodată, realitatea lui este etern stabilă. Este acum, aici, în momentul ăsta. Nu poate fi cuprinsă în acest flux al vorbirii, nu poate fi descrisă de cuvinte, pentru că în momentul în care cuvântul atinge, deja ea este pierdută. Ceea ce definim prezent, când am spus deja prezent, în momentul în care cuvântul prezent, ce sunt cuvintele? Sunt niște indicatoare. De. În momentul în care am spus cuvântul prezent, deja acea realitate a plecat. Mai mult, ce poate să fie defect? Haideți să luăm acum această clipă. Chiar acum. Chiar în acest moment. Este ceva defect în această realitate? Eu vreau să cer ajutor de la mintea mea să creez o altă realitate? Păi totul este așa cum trebuie să fie. Nu trebuie să ceri niciun ajutor. Este desăvârșit. Numai că trebuie să conștientizăm acest lucru. Este desăvârșit. Trebuie să descoperim această realitate. Ea este, dar noi nu suntem conștienți de ea. Absolut. Absolut. În genere, cea care vrea să fie conștientă de ea, este ea cunoscută? Cine spune? Vreau să fiu conștient de această realitate. Păi mintea spune asta, nu? Bun. Așadar, ceea ce se schimbă veșnic, ceea ce este veșnic, schimbător, poate să cunoască această realitate care nu se schimbă niciodată? Are sens ce vă întreb? Este, chiar este realitatea. Chiar este. Realitatea conștiinței există. Nu cere validare și îndrumare de la minte. Haideți să punem mai profund problema. Urmează somnul. Peste o oră, două, trei, urmează să mergem la somn. Mergem pe firul gândirii și la un moment dat senzația conturului corporal dispare. Conturul nostru corporal dispare. Exact înainte de a intra în somn, noi nu mai avem contur corporal. O secundă înainte de a intra în somn, dispare inclusiv mintea. Unde dispărem noi atunci? Mai mult, dacă nu se petrece acest lucru, să dispărem, atunci noi rămânem în gândire și rumegăm exact cum e vaca care după ce mănâncă, da? Ea stă și rumegă. Așa rumegăm noi noaptea. Noi rumegăm până ne culcăm, rumegăm gânduri. Este aceasta o stare naturală? Este aceasta starea normală a ființei? Nu este starea normală, dar nu știm care este starea normală. Noi înșine suntem starea normală. În momentul în care realizăm ce este această realitate a conștiinței, vedem că putem să trăim și avem în fiecare zi, fără niciun fel de excepție, avem mici perioade în care nu ne asociem cu fluxul gândirii și al devenirii. Nu stăm conectați, prinși de minte. Deseori folosesc cea parabolă cu a scoate ștecherul din priza minții. Putem face asta? Pentru că Eckhart Tolle, te-am auzit vorbind de el, spune foarte frumos, acest instrument care este în minte este exact ca un aparat de radio care ne-a fost dat de mici. Dar nimeni nu ne-a dat instrucțiunile de folosire. Nimeni n-a venit să ne arate unde este butonul de off. Cum se oprește? Și atunci noi lăsăm să meargă în continuu. Mergi în continuu. Când a venit ultima oară, mintea,
la unul din spectatorii noștri și să-i spună în felul următor, să-i spună, dragul meu, în ultimii 40-50 de ani, te-am săcăit zi de zi aproape în fiecare minut. Uite, te rog ca timp de 2 săptămâni să pleci în concediu, că eu o să am grijă de casă. Vine mintea să facă asta? E noroc cu somnul, când timpul somnului tace, atunci în somnul profund tace, nu? Atunci exact, suntem în stare de acolo pornisem. Adică nu suntem conștienți, dar suntem în acea stare ca în stare de extaz mistic, nu? Minții îi place să creadă asta. Da? Minții îi place să creadă asta. Da. Suntem într-o stare în care nu presupune să cerem ajutor de la minte. Atunci suntem conectați cu sursa, cu divinitatea. Absolut. Da. Mai ales în acel somn profund, fără visii, da. Studiile au demonstrat că există cam 40 de minute pe noapte, în fiecare noapte, în care noi suntem în această stare de somn profund, fără visii. Și ce luăm noi? Asta este întrebarea fundamentală. Deci nu suntem conectați la minte, acolo dispare corpul nostru, dispar credințele noastre, realitatea noastră, care crede care în noi, creată ca, de minte. Care creată de minte, sigur că, dar realitatea ceea ce este nu poate să dispară, realitatea conștiinței rămâne, dar ceea ce este creat de minte, absolut totul dispare acolo. Absolut totul. Deci noi dacă am putea să ne oprim mintea timp de 40 minute, ar fi ca și cum am dormit o noapte întreagă, nu? Nu, chiar mai puțin, dar nu... Și mai puțin, nu? Nu recomand. Este același lucru. Da, dar cum îți oprești mintea? Asta, nu, dacă reușim, am spus. Adică poate mintea să-și oprească mintea, este ceea ce spunea Einstein. Nu, să, prin atenție, prin conștiență, dar conștiența din, pornită din interior, de la sinele nostru, nu de minte. Adică sinele să fie cel care observă. Absolut. Asta este profunzimea. Da. Conștiința se recunoaște pe ea însăși, nu cere ajutor de la minte. Iată de ce toate eforturile noastre nu fac nimic altceva decât să întărească această zonă a minții. Da? Te așezi așa, rămâi așa, și ai sentimentul, nu se mișcă nimic și toată lumea spune, oh, un sfânt. Nu poate să fie așa. Nu poate să fie așa. Nu poate să fie așa ceea ce noi suntem. Este în același timp stabil și în același timp mobil. Nu are o formă, nu există o formă. Întreaga noastră realitate din lumea de veghe, pentru că de aici pornisim, da? Ne trezim dimineața, ne conectăm la minte și începe să ne spună totul din urmă. Și începem să chemăm acea realitate, pentru că ce este, ce poate să fie defect, punem între ghilimele defect, în realitatea de acum. Și nu o luăm acum pentru noi, hai să spunem pentru unul din spectatori, da? Să zicem că, nu știu, a plecat copilul de acasă. Este o realitate care produce suferință. Primește o înștiințare că vei rămâne fără serviciu. Este o realitate care produce suferință. Dar, oare această realitate produce suferință sau ceea ce îmi spune mintea mea despre ea este ceea ce produce suferință? Care este diferența? Trebuie să ne fie foarte clar. Care este diferența dintre durere și suferință? Durerea este un element pe care corpul, sistemul nervos îl aclamă. Spune, ceva nu e în regulă cu tine, uite, există o presiune, poți să-ți urci brațul, ceva se poate petrece, Doamne ferește. Și este în regulă. Când se transformă această durere în suferință? În momentul în care eu rămân cu durerea în minte și o tot repliez, o tot repet, ce se petrece prin repetiție? Pornisem la un moment dat să discutăm despre iubire. Când începem să repetăm, da, îmi place X, uite ce gest frumos a făcut față de mine, uite cum se comportă, uite, da, nu, e clar, îmi place și lui de mine, gata, e clar. Și începe să apară niște sentimente. Are sens. Repetiția gândirii trezește la viață anumite sentimente. Ele sunt frumoase. Ne îmbogățesc sufletul când vorbim despre iubire. Pe cealaltă parte, când vorbim despre suferință, această repetiție obsesivă a gândirii ne afundă și mai mult în suferință. Poate această suferință sau este această suferință
o parte a realității? Sau este realitatea pe care mintea mea îmi spune că este? Este cea care spune mintea. Este cea care spune mintea. Așadar, ce poate să fie defect cu adevărat sau ce poate să fie greșit în realitatea conștiinței încât eu să stau tot timpul eu și îmi pun între ghilimele mari acest eu, să stau tot timpul conectat la minte. Să stai fără să faci nimic, cum se spune, acțiunea paradoxală, nu? Dacă deja mergem într-un alt teren. Da. Eu mă refer la faptul că deseori, fără să ne dăm seama, putem să trăbăluim prin casă, facem o mulțime de lucruri, dar mintea noastră nu este la ceea ce facem. Mintea noastră este, repetă, suferința. Mintea noastră spune, cum a putut șeful să mă dea afară? Cum a putut să fac una ca asta? Eu care am muncit cel mai mult. Are sens. Deci, la asta mă refer. Când vorbim de această realitate paradoxală, între ghilimele, zis paradoxală, este paradoxală pentru minte, este naturală, este firească, reală pentru conștiință. Tot ceea ce există ființează ca această conștiință. O floare, acest simțământ de a fi, eu sunt. Experimentele extraordinare a unui biolog, Cliff Baxter, demonstrează că plantele pot să simtă. El, de exemplu, se duce doar cu gândul, doar cu gândul și cu un foc, cu un băț de chibrit să ardă o plantă și deja planta care era conectată la un poligraf, acul poligrafului începe să arate agitații, începe să arate faptul că planta știa ce urmează să se petreacă. Deci plantele au conștiință. Tot ceea ce există și ființează are această conștiință de a fi. Eu sunt. Da. Întrebarea este, putem să recunoaștem în noi această conștiință pentru că ea este perfectă, ea este realitatea despre care vorbesc acum. Deci cu mintea nu putem să o conștientizăm, absolut, dar prin atenție, prin introspecție interioară, prin observarea celui care, care privește, observatorul. Excepțional. Excepțional. Da. Nu ceea ce se petrece este, se întâmplă, este important. Deci nu trăirea. Cine trăiești, nu? Cine trăiești? Da. Pentru că spunem deseori, eu vreau să-mi creez o nouă realitate. Care eu? Pornim de la faptul că acest eu este real. Păi atunci când vrei să creezi altă realitate, înseamnă că nu ești în realitate. Pentru că realitatea este deja tot timpul. Iată, da. Și mai profund. Da. Iată, și mai profund. Când pornim de la o premiză falsă, oare putem să spunem că firescul, concluzia finală, este cea corectă? Cum să fie corectă dacă pornim de la premiză falsă? Așadar, ceea ce trebuie aflat, trebuie aflat acest eu. Cui îi se întâmplă? Deseori, nu, vin oameni și spun, știi ce mi s-a întâmplat? Stai să vezi ce mi s-a petrecut și încep să-ți povestească. Ceea ce spune are sens. Fiecare are povestea lui. Fiecare are povestea lui. Noi avem compasiune, ascultăm oamenii. Da. Ne bucurăm unul de prezența celuilalt. Împărtășim. Este un lucru real. Dar în momentul în care îl întrebăm pe cel care ne povestește, pe interlocutor, cui îi se petrece toate acestea, cui s-a petrecut? Că spune mie. Spune. Mie? Care eu? Păi spune cine eu este? Și cu mine, sunt doi. Da. Care eu? Care eu sau, mai profund, eu și cu mine? Da. Sunt două, avem noi personalitate multiplă? Da, dacă ești în mintea și mai multe personalități, nu numai două. Noi nu avem personalitate multiple, pentru că nu punem cazul patologic aici, da, ci pur și simplu, cine este acest eu, pentru că absolut, eu spun eu, spuneți eu, spectatorii, fiecare în parte, fiecare ființă de când se naște spune eu. Cine este acest eu? Și mai mult, unde dispare el în somn? Dacă el este valid, dacă întreaga mea, nu, ca să pot să-mi construiesc viața în jurul la ceva, acel ceva trebuie să fie trainic, trebuie să fie valid. Pentru că dacă vine și pleacă, n-are sens. Da, are mulți, sens să trudești mulți la... Mulți au întrebat acum, dacă dispari în somn, atunci ce rămâne? Mai profund. Da. Mai profund. Pentru că acela în care nașterea și moartea, voi face o afirmație paradoxală pentru spectator,
dar în telespectatori. Acela care, în care nașterea și moartea, în care adormirea și trezirea din somn se petrece, acela suntem noi. Aceea este realitatea noastră. Totul se petrece în realitatea noastră, inclusiv corpul meu, pentru că, iată, un alt element, dacă vreți să aprofundăm această realitate despre care vorbim. Spunem și toată lumea spune, mintea mea, corpul meu, sufletul meu, microfonul meu, telefonul meu, mașina mea, casa mea, soția mea. Dom'le, dar cine-i posesorul, dom'le? De fapt, ele ne sunt date de divinitate în această viață să le folosim, nu sunt ale noastre. Putem să spunem și așa, nu? El este extrem de profund spus așa, în momentul în care realizăm faptul că acest posesor despre care vorbim, în esență, nu are absolut nimic. Când plecăm din această existență, nu luăm nici corpul, nu luăm absolut nimic cu noi. Da. O să vorbim în partea a doua a emisiunii, pentru că prima parte s-a terminat. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!